Astăzi, bună ziua! În primul și în primul rând, aș dori să vă mulțumesc în mod deosebit pentru experiența de astăzi, pentru ceea ce ați realizat la Craiova, mai ales pentru ceea ce aveți în plan să realizați de acum încolo. Vă mulțumesc pentru condițiile de muncă pe care le au angajații români. Am stat împreună cu dumneavoastră de vorbă cu foarte mulți dintre ei, dar din procentul de noi angajați de plecări și veniri, care este de 3-4%, arată cât de mult ați investit în condițiile de muncă pentru angajații români. Mulțumesc pentru invitația de a participa la lansarea noilor modele For Courier, Transit și Tourneo, realizate aici, la Craiova. Am fost mai devreme și am văzut 3 hale de producție. M-a impresionat atât nivelul tehnologic, cât și profesionalismul tuturor angajaților. Mai mult, am făcut un test drive cu noul Tourneo și cu Ford Puma, realizând de ce este cea mai vândută mașină. Și vreau să vă spun că sunt mândru cu asemenea mașină, care poate rivaliza cu orice model concurent produs în altă fabrică a lumii, se face aici, la noi, în România. Îi felicit pe toți cei care au contribuit la această dublă lansare, o reușită majoră pentru industria autoromânească. Este o mașină cu un brand american, dar în mod clar cu suflet oltenesc. Nu spun asta doar pentru că se vede că s-a pus mult suflet în tot ceea ce s-a făcut aici. O spun mai ales pentru că la Craiova există și fabrica de motoare, iar motorul este practic sufletul oricărei mașini. Vă dați seama, după culoarea părului meu, cu certitudine, că eu am prins și ceea ce se fabrica pe vremuri la Craiova. Mai întâi, vehiculul Olsit, de pe vremea comunismului, iar apoi, după Revoluție, mașinile de iu. Asta arată că există aici o tradiție îndelungată a priceperii, a talentului, a muncii susținute și bine făcute. Iar valoarea muncii dumneavoastră este reflectată de faptul că producția realizată în 2022 de uzina Ford reprezintă cel mai ridicat volum din istoria fabricii din Craiova, luând în calcul și perioadele Olsit și Deiu. Și sunt convins că anul acesta veți depăși acest record. Uzina în care ne aflăm este rezultatul unui parteneriat strategic turco-american, încheiat anul trecut, când a fost preluată de Ford Otosan. La acea vreme, așa cum vă spuneam mai devreme, mulți au ridicat din sprâncene și au fost reticenți. Sunt unul dintre cei care nu am avut acest sentiment. Cunosc foarte bine atât pragmatismul american, cât și determinarea și angajamentul marilor grupuri de afaceri din Turcia, de a demonstra că o asemenea investiție este una de succes. Iar cifrele, care pentru mine, ca premier, au o mare însemnătate, arată că acest proiect este deja un mare succes. Investiții de aproape 500 de milioane de euro în următorii 3 ani. Recrutarea a 1300 de salariați, atât la uzina de mașini, cât și cea de la motoare. Creșterea capacității anuale de producție de la 270.000 de unități la 350.000 de unități de motoare. Aceste date demonstrează extrem de clar că România este un loc unde marile investiții produc rezultate valoroase și pe termen lung. Ca premier al României,
Consider că orice asemenea investiție majoră în economia noastră trebuie susținută din mai multe motive. În primul rând, pentru că activitatea acestei uzine produce o creștere a bunăstării nu doar în municipiul Craiova sau în județul Dolj, ci în întreaga regiune de sud a țării. În al doilea rând, pentru că o mare parte dintre aceste mașini impecabile, produse de mâinile a mii de salariați români, sunt exportate în întreaga Europa. Asta înseamnă sute de milioane de euro care intră în România an de an. Și în al treilea rând, pentru că românii pot cumpăra automobile de calitate produse de noi, în România, atât pentru transportul de marfă, cât și pentru familie. Așadar, îi invit să cumpere noile modele. În fapt, îi invit pe toți românii să cumpere românește. Este cel mai bun mod de a arăta aprecierea față de rezultatul muncii performante a mii de angajați români, în fața cărora mă înclin cu respect. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes. Sunt ferm convins că la anul, când veți lansa noile modele electrice Ford produse în România, ne veți chema din nou. Este normal, guvernul României. Și aș vrea să fac o mențiune specială doamnei primar Olguța Vasilescu pentru faptul că întotdeauna găsește timp, disponibilitate și mai ales soluții pentru orice investitor care vrea să-și dezvolte investițiile în Craiova. Vă mulțumesc mult!